Bună ziua, dragii mei, și bine ne-am reîntâlnit la Omul, o poveste. Viața noastră este într-adevăr o poveste. Dacă suntem atenți la evenimentele prin care trecem, la oamenii pe care îi întâlnim, putem spune la un moment dat că într-adevăr am avut o viață de poveste. Fiecare poveste vine către noi cu bagajul ei de informații, cu energiile sale, cu lecțiile din care învățăm de fiecare dată câte ceva. Tocmai de aceea, în fiecare dimineață, vin în casa sufletului dumneavoastră cu câte o poveste. Pentru că fiecare avem nevoie, măcar din când în când, de o stare, de o bucurie, de o trăire anume. Pentru că, într-adevăr, o poveste ne poate dărui ceva de care ziua aceea avea mare, mare nevoie. Dacă întâmpinăm dimineața cu o anumită stare, ziua se va așeza cu toate întâmplările ei într-un fel anume. Știți foarte bine că atunci când suntem mulțumiți și împăcați sufletește, problemele nu mai sunt atât de mari. Iar dacă suntem supărați, orice problemă, oricât de mică ar fi ea, ni se pare la un moment dat uriașă. Așa că, în dorința de a vă aduce această stare de împlinire și de mulțumire, vă dăruiesc în minutele care vor urma povestea perlei fermecate. Avem nevoie de zile fermecate. Avem nevoie de oameni care să ne farmece cu ceva anume. Avem nevoie de ziua de astăzi și de cea de mâine și de cea de cine știe când, ca să putem spune că într-adevăr viața mea este una fermecată. Dragii mei, se spune că erau odată trei frați. Toți erau băieți și cu toate că au fost crescuți de aceiași părinți, erau tare diferiți. Cel mare, care deja avea acum spre 30 de ani, își dorea avere cât se poate de mult. Muncea din greu, într-adevăr, și spera că într-o zi va ajunge cel mai bogat om din ținut. Cel de-al doilea frate, mijlociul, își dorea și el avere, dar se gândea că este atât de frumos să mergi prin lume, să descoperi locuri noi, oameni minunați, dar fără bani, normal, nu poți să mergi niciunde. Cel de-al treilea frate era total diferit de ceilalți doi. Nu era diferență mare între cel mic și cel de-al doilea frate. Și cel mai mic se gândea că cea mai mare bucurie a lui este să poată ajuta pe cineva. Ce dar mai mare, spunea el, este decât puterea de a face o viață fericită cuiva. Aștepta să treacă timpul, să crească ceva mai mare, cu toate că era și el trecut de 20 de ani, să poată aduce bucurie părinților și fraților săi și vecinilor și tuturor care i-ar fi cerut ajutorul. Într-o zi au ascultat o poveste. Era o poveste reală, cum că prin locurile acelea ar exista un lucru cu totul și cu totul special. O scoică care ține în pântecele ei perle fermecate. Oh, și-au spus băieții, perle fermecate, ho-ho, dacă le-am descoperit, dacă ar fi ale noastre, câte lucruri minunate am putea face.
vom fi cei mai bogați din ținut, au spus. Au spus într-un glas primii doi frați. Cel mic și-a spus și el în sufletul său că dacă ar găsi această perlă fermecată, ar putea ajuta precis cât mai multă lume. Așa că, nu peste mult timp, sfătuindu-se între ei, așa cum fac frații de obicei, nu-i așa? Au hotărât să închirieze o barcă, să traverseze lacul, să se scufunde și poate bunul Dumnezeu îi va ajuta să descopere ei acea scoică extraordinară. Și au reușit, dragii mei. Au reușit pentru că, știți prea bine, puterea dorinței, a gândului, ne poate ajuta foarte mult când avem nevoie de ajutor. Au descoperit această scoică, dar nu s-a lăsat deschisă. Au încercat cei doi frați să o deschidă în fel și chip, scoica nu vrea niciun fel să se deschidă. Așa că fratele cel mic a luat scoica între palme și a vorbit cu ea. Puterea cuvântului, puterea dragostei, aceste puteri într-adevăr pot face minuni. Iar scoica, ascultând glasul tânărului, dar mai ales sufletul și citindu-i gândurile, s-a deschis. Minune mare, dragii mei! Ho, ho, ce bucuroși erau frații cei mari, pentru că în interiorul scoicii, într-adevăr, se legănau cele trei perle minunate. Două erau mari, frumoase, strălucitoare. Cea de-a treia era micuță și fără strălucire. Cei mari s-au repezit și au luat cele două perle mari frumoase. Cel mic s-a mulțumit cu perla aceea care la prima vedere nu-ți spunea nimic. Cei doi frați mari s-au dus la casele lor fericiți că de acum încolo vor fi cei mai bogați oameni din ținut. Numai că, dragii mei, s-a întâmplat un lucru cu totul și cu totul incredibil. Nici dumneavoastră nu o să vă vină să credeți că se poate așa ceva. Cum au ajuns acasă cu perlele? Acestea? Nu știu cum au făcut, dar au înghițit în ele toată averea fraților. De-au rămas fără nimic acolo pe bătătura lor. Adio case, adio animale, adio copaci, au rămas singuri pe pământul, parcă și el pustiit de o forță anume. Cel de-al treilea frate, fericit tare, s-a dus acasă, a ajuns, a îmbrățișat cu tot sufletul lui perla aceea minunată, i-a mulțumit că a venit în viața lui și a trăit și el ceva cu totul și cu totul de poveste. Pentru că vorbind cu perla lui, aceasta a început să crească, să crească, să crească, până când din ea s-a desprins, a ieșit la iveală o fată minunată, frumoasă cum tânărul nostru nu văzuse niciodată în viața lui. Era uluit de minunăția aceea care i-a păruse în față, iar fata i-a spus, știi, stând acolo
pe malul lacului, de fapt în adâncul lacului acolo, mă gândeam că mi-aș dori să aduc bucurie unui băiat cu suflet mare, unui tânăr care să se bucure de mine și care împreună cu mine să construiască o viață minunată. Iar tu ești acela pe care și eu mi l-am dorit din totdeauna. Ești omul cu suflet mare, cu mintea deschisă către tot, omul care vrea să ajute alți oameni și dacă și tu vrei, a spus fata mai departe, ne putem căsători. Ce minunat s-a simțit tânărul nostru pentru că fata aceea minunată și-a dorit să fie soția lui. Împreună, dragii mei, au întemeiat într-adevăr o familie, iar după aceea au început să-și ajute părinții și frații cei mari. Le-a făcut celor mai mari gospodării pentru că, din dragostea lor, din dorința de a-i ajuta pe alții, parcă bunuri de peste tot veneau în calea lor, iar ei după aceea le dăruiau mai departe acelora care aveau mai mare nevoie de ele. Și uite cum, la un moment dat, o poveste, dragii mei, ne poate ajuta să înțelegem că gândul cel bun, sufletul cel mare, inima curată, întotdeauna ne poate ajuta să trăim o viață fericită și împlinită. Uneori este greu să treci prin poverile și grijile vieții, dar dacă ai alături de tine un suflet ales care te înțelege, care te completează, care te împlinește, viața capătă parcă aripi divine și te ajută în tot ce-ți dorești. De aceea, a ne alege perechea este ceva foarte important. Dar această pereche vine către noi pe măsura deschiderii noastre, pe măsura darului pe care noi îl facem zi de zi vieții. Așa că, dragii mei, dragi oameni minunați și speciali, îmi doresc să vă descoperiți perla dumneavoastră fermecată. Nu trebuie să fie ascunsă neapărat într-o scoică pe fundul unui lac. Ea poate exista pe cărarea vieții dumneavoastră sau poate fi chiar pe masa dumneavoastră din bucătărie sau pe fotoliul din sufragerie. Perla fermecată există în viața fiecăruia dintre noi. Dar prin puterea sufletului o descoperim. Așa că, dragii mei dragi, îmi iau acum la revedere. Vă doresc o zi minunată mai departe. Vă dau întâlnire de seară la gândul de seară, mâine dimineață la Omul, o poveste. Vă îmbrățișez, vă iubesc, numai bine tuturor!